Salutare, dragilor! Salutare! Bună ziua, bună seara, bună dimineața din Phuket, Thailanda, din Phuket City. Iar în acest vlog mergem către o piață de weekend, dar astăzi nu este weekend. Dar mai important este drumul, să vedem dacă este deschisă, dacă ajungem, că este foarte departe. Este o piață de noapte. Piață de noapte, da. Și vrem să vă arătăm piața de aici, că noi acum am ieșit din zona turistică, bineînțeles. Ia uitați un telefon aici din asta londonez, frumos. Am ieșit din zona asta mai turistică și vă arătăm așa viața mai locală. Ia uitați aici, frizerie. Un tuns cu 100, 99 de bați, un tuns de bărbat. Ia uitați ce frumos, au tot felul de peștișori aici, vedeți? Au așa grijă de ei, în fiecare zi le schimbă apa aia din ghiveci, foarte frumos. Iar noi acum continuăm, Marcel este aici în spate pentru că au trotuarele înguste. Da, și a și plouat. A și plouat, și bineînțeles. Acum tot curge apa. Da, a curs și pe mine. Și Marcel spune-ne, ghidează-ne pe unde trebuie acum. Cred că pe aici, pe la dreapta, nu? Pe aici, da. Bine. Vedem pe unde putem trece. Acum trebuie să așteptăm să treacă toți ăștia. După care trecem și noi. După motocicleta asta. Hai, doamnă. Toți au întrecut-o pe doamna. Și acum ieșim din Phuket pe jos. Aici e ceva drum. Serios? Da. Frumos, mergem în Bangkok. Pe jos. Da, am mai mers. Mai avem un vlog în care tot așa a mers 200 km pe jos, pasuiute, în șlapi. Ăștia șlapii lui Marcel, ce îi poartă Gigel. Ia uitați aici, un service de motociclete. Ai făcut pană, ți se aude frâna. Vii aici și în 2 secunde te-o și rezolvat. Că vedeți, asta e fain la scutere, că imediat le repară. Nu ca mașina, o lăsați 4 ani și nici nu o repară. De-aia, luați-vă scuter, că merită. Aici, în gunoi, putem vedea durian. Durian mâncat. Uai, și ce fain e așa. Aer, da, restaurant aici. Nu fred. Din astea, tot felul de cocoș. Am văzut statui cocoș aici. Probabil îi apără cocoșul. Da, Varm Bar se cheamă. Aici are așa tradițional. Un nor în față. Aici se lucrează. O baltă. Uitați ce faine sunt astea, așa să se audă când bate vântul. Acolo muzică. Stau oamenii frumos. Ori oprit și ori luat o băutură, o mâncărică mică. Muzică încet, super. Uitați, și aici este ceva local. Văd că este coadă. Ce-o fi să vedem? Un copil se dă gratis aici sau ce? Nu știu ce e asta. Interesant. Încă nu este deschis. Da, era coadă, dar nu știu ce. Da, aici un spațiu de niște blocuri vechi, da? Pe stânga este și o piețucă aici. Și nu prea lume, vedeți? Singur pe stradă. La
apusul soarelui prin Phuket, Thailanda. Singur pe stradă, singur stingheri. Continuă. Nu, dar așa inventat trebuie, nu există piesa nume. Atât de singur, singur e tutană. Parcă asta este o melodie. Nu știu exact. Wow, ce melodii. Ce reperto. Ce plante excepționale. Dar foarte multe au așa puse la intrarea în case. Foarte multe ghivecele cu mii de plante. Care mai de care? E mare orășelul, de fapt toată insula asta, Phuket, puteți să mergeți să o faceți pe jos, că nu vă dați seama că ieșiți din ea și intrați în alt orășel sau așa. Da, e mare, da. Așa, că aveți piciorul iute. Hai să vă arătăm aici păsulă. Păsulă thailandeză. Vedeți, cu 20 costume, da. Aici au biciclete, vedeți? Să nu ne închiriem una. Ne dă oare pe oră? Cu oră avem nevoie. Și uitați aici, mirese thailandeze. Seamănă, nu? Cu miresele românești. Aici puteți să vă puneți să stați liniștiți, când nu mai vă ține piciorul. Pe aici trebuie. Dacă vine ploaia tropicală, vă puneți aici. Ce, pe aici? Oh, ce intersecție! Aici este o trecere. Hai să trecem, da? Încet. Am reușit să trecem. Continuăm. Ce să zic? Tot așa, căsuțe, o mai trecem un pod, cred că. Și vă mai arătăm ce se mai întâmplă. Obositor. Facem pe mașinile. Da, noi suntem mașini. Dragilor, schimbare de plan. Nu mai ne țin picioarele prea mult. Și din câte am mai citit, nu mai avea rost mai să mergem. Unde fugi, Marcelică? Aia e piață de weekend. Piață de weekend și să merg, m-am gândit eu, măi, să merg 40 de minute pe jos să ajung acolo să fie închis, merită. Și atunci, piciorul iute ți-a schimbat traiectoria și merge către un desert tradițional de aici, bineînțeles, că burta cere. Și niște porc satay se numește, un preparat tradițional de aici din Thailanda, foarte pe gustul nostru, adică spiță la grătar pe românește. Frigărui, da. Cu ceva sos interesant. Vă arătăm, mergem acum, facem și retlicuri pe aici, pe străzile din Phuket, că ne-o dat GPS-ul ăla prin alte părți. Și ce mai găsim interesant, vă arătăm și vouă. Așa că rămâneți cu noi și dați un like. Ne continuăm expediția către acel restaurant. E un restaurant tradițional, foarte cunoscut, are multe recenzii. Mergem pe trei ani. Da, am mai mâncat noi la el. Aici fac rame, ia uitați. Wow, ce drăguți căței, Marcel. Pomeriene răi. Aici frizerie. Închis aici. Și continuăm. Aici la dreapta, ne-a zis Marcel. Ia uitați, astea este un magazin de ofrande. Deci aici când moare cineva sau la micile temple ce le găsiți pe drum, puteți să cumpărați chestii din astea, tot felul. Vedeți, șervețele, ghirlande, au și
până și casetofoane au și telefoane mobile din, să le dați foc, așa, să ziceți că să aibă în lumea de apoi telefon mobil și așa mai departe. Da, e foarte interesant, da, stai. Da, puteți. Da, pentru oamenii care au trecut în lumea de dincolo. Interesant într-un fel. Cum am mai zis, ei le dau și sticle cu apă, le pun și tot felul de chestii din astea. Interesant, da. Și pe aici, Marcel? Ochelari de soare. O cafenea drăguță aici. Eu cu plasa, cu șlapii. Turist. Turiști prin Phuket. Aici un restaurant, Marcel pică în canal. Un restaurant chinezesc aici, vedeți? Aici o stradă așa frumoasă. Da, la apus. Deci viața de noapte, dacă sunteți cu viața de noapte aici în Phuket, în insula Phuket, veți găsi în orașul satul Patong. Acolo e cea mai mare distracție, se spune. Am fost și noi acolo, avem vlog, dar n-am fost noapte acum. Mă, și să nu uit să fac, să vă arăt și cazarea, că nu cred că v-am arătat cazarea. Stai? Stai, lasă-i să treacă pe toți. Păi, da, o fi. De ce nu se mai termină? Bine, trece. Așteptăm, o să revenim după 15 minute. Eu acum cred că mă bag. Da, dar nu trece ăsta odată. Am trecut. Frumos. N-am mai așteptat să se facă verde. No. Deci am zis că vă arăt cazarea, bine? Să-mi amintesc, Marcel, da. Că dacă nu, s-o încheia vlogul. Na, aici imediat e ăla. Și mergem și vă arătăm. Rămâneți cu noi. Umplem burtica cu desert tradițional și satay. Satay pig. Sau... Suc, îți iei suc? Da. Auziți cât e și-a marcea aici la dreapta? Ui, ce cald e! Nu-i cald, e umezeal, ce să fac? Foarte fain, da, loc! Acolo un desen pe o clădire așa cu roz, cu Hello Kitty ceva. Poze aici frumoase. Aici la dreapta? Aici în ăsta, în orașul vechi, în Phuket, fiecare stradă e frumoasă pentru poze. Da. Toate nouă, să vă opriți, da, foarte drăguț. Dacă aveți poze în voi, știți să faceți faine poze, aici e locul ideal, Instagram. Nu, oricum. Da, puteți să stați așa, nemișcați și iasă faine. Aici are din astea tradiționale. Ce miroase. Acolo cărți. Cărțuli. Și revenim de la masă. Am ajuns aici, uitați ce vibrează Marcel aici. Frumos. La disco. Eu aici, discoteca Costinești. Aici frumos avem bețigaș de ureche, să vă rupeți timpanul. Am ajuns aici la ăsta, frumos, eu. Restaurant local, așa, cu ventilatoare, frumos. Da, ne-am luat frigărui, nu știm câte ne aduc, vedem, dacă nu ne săturăm, mai comandăm o porție. Eu mi-am luat ceva longan, o băutură tradițională cu curmală roz, roșie. Foarte interesant, numai aici se găsește, în țara asta, cică. Și Marcel și-a luat petală de trandafir, băutură, înțelegeți? Doamne. Am vrut să ne mai luăm și ceva budincă tradițională, dar nu se mai servește decât dimineața. Da. Deci, asta este.
Rămâneți cu noi să vedeți sataiul de porc. A și venit sataiul de porc, așa arată, 10 bucăți. Vedeți? Așa, la grătar, frumos, într-un sos, cu sos din ăsta și sălățică. Și Marcel aici fericit că are satai. Aștept să aducă, păi sper că e de porc, nu? E de porc, da. Sper să aducă. Ne aduce sucul ăla și până atunci gustă. Hai să ne spălăm. Ne spălăm pe mâini. Ne spălăm pe mâini. Am revenit. Ne-am spălat pe mâini, ia uitați, a venit băutura mea, așa arată, asta e curmala aia roșie. Pe aici Marcel are o petală de trandafir. Pe gustăm, cum e a tău? Bun, e așa acrișor, nu știu dacă e petală de trandafir, petală de trandafir. Asta zici că e caramel, ce gust are. Și eu vreau. Foarte bun, unic. Wow. Da, e foarte dulce. Da, da. N-ai gustat șalea, de filmele eu. Gustăm ăsta, da, mici. Luăm ăsta. Îl înmuiem în sos. Da? Foarte bun. Salata asta e dulce. 10 nota. Restaurantul ăsta se cheamă... Vă zice imediat. Îmi durează până vă zic ea. Cunje diod pak. Gustă și tu, Valerica. Alege porcul, bagă în sos, miroase și gustă. Bun, nu ce iute e aia. Ce? Asta? Nu iute, e ok. E bun. Să avem poftă bună și ne vedem la cazare, cum am promis, așa că rămâneți cu noi, să nu uit. Bine, Marcel? Îmi amintești. Asta este și cazarea. Vă arătăm camera noastră, unde stăm. Acolo este ușa. Intrăm aici direct, pat mare, mică, din asta unde se pune beculețul. Aici este un balcon, fain, acolo se ia micul dejun. Frumos, palmieri. Sei frigider, televizor, o mică nucă de cocos, aici așa o oglindă, un birou mic, un scaunel, și asta este baia, frumos, marea fără dușu, și asta este și cazarea, like, subscribe.